Vă salut cu drag și în această seară, dragi prieteni, și vă spun bun venit încă o dată la emisiunea Vieți Schimbate. În weekendul trecut am avut ocazia să fiu într-o biserică de lângă Iași și mărturisesc, m-am simțit foarte bine să văd cât de mulți dintre voi urmăriți postul nostru de televiziune A7 TV. Mi-a plăcut faptul că am putut să cunosc o parte dintre cei care urmăriți programele noastre și dintre aceia care sunteți aproape de noi și noi nu vă cunoaștem. Sunt convins că în mai multe locuri ale țării sunteți aproape de noi în aceste momente și căutați să vă conectați cu noi, fie cu ajutorul unui dispozitiv, fie la televizor, ca să putem să ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu și de ce nu să formăm acea comunitate spirituală condusă de Duhul Sfânt și de valorile în care credem fiecare dintre noi. În seara aceasta vreau să vă provoc puțin, stăm pe dinamită, și să vă gândiți serios la experiența voastră spirituală pe care o trăiți în biserici. Și aș vrea să fac o specificare de la început, sau chiar mai multe, că nu voi lovi în nicio biserică, în nicio culoare religioasă. Mai mult decât atât, aș vrea să subliniez faptul că toate bisericile se confruntă cu acest fenomen de ieftinire a experienței religioase și de ducere a lui până în derizoriu sau meschin și pecuniar. Așa că în seara aceasta aș vrea să avem în minte un decor de bazar. Un decor de bazar, dar cu toată permisiunea dumneavoastră, un bazar bisericesc în care se vând tot felul de lucruri. Se vinde mântuire, se vând obiecte, se vând slujbe, se luptă pentru slujbe, mai apar și hoți pe acolo în bazarul respectiv și peisajul este cât se poate de gălăgios și cât se poate de divers și de dinamic. Dacă mergem în profunzime și căutăm să ajungem la acea adâncime a actului spiritual, la acea legătură cu Dumnezeu, ne dăm seama că nu avem nevoie de foarte multe lucruri pe care noi le practicăm în bisericile noastre și nu avem nevoie de foarte multe elemente pe care noi le afișăm ca fiind împlinirea voiei lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să facem o călătorie în timp pentru început, până în vremea patriarhilor, folosesc ca sursă Sfânta Scriptură, o vreme îndepărtată în care oamenii primiseră din tată în fiu bogăția spirituală și se raportau la Dumnezeu într-o manieră cât se poate de practică și cât se poate de vie și directă. Nu aveau biserici. Nu aveau temple, nu aveau toate ritualurile pe care le avem noi, nu aveau alegeri, nu aveau partide, nu aveau episcopi, nu aveau absolut nimic din toate lucrurile pe care le-am tot adăugat de-a lungul timpului. Și culmea, mii de ani oamenii au putut să supraviețuiască fără biserică. N-au murit spiritual, n-au încetat să se mai închine lui Dumnezeu, ba dimpotrivă, Dumnezeu le vorbea gură către gură. Și aș vrea să specific faptul că, deși biserica așa are importanța ei și aș vrea să redefinesc biserică, ce înțeleg eu prin biserică este ceea ce a întemeiat Hristos, nu ceea ce am întemeiat noi după. Și toate tinichelele și toate obiceiurile și toate lucrurile pe care le-am pus acolo, spunând că astea sunt imperios necesare pentru a avea o experiență cu Dumnezeu și ele înseamnă biserica și închinarea la Dumnezeu. Poate că cineva se simte atras de una dintre aceste practici sau ritualuri și intră în conectare cu Dumnezeu. Însă, de cele mai multe ori, acestea sunt niște piedici în calea omului spre Dumnezeu.
Pentru că între noi și Dumnezeu apar comercianții religioși. Fie că sunt niște slujbași, fie că sunt la nivelurile de mai de sus, fie că sunt niște oameni de rând care se luptă pentru niște nimicuri, întotdeauna întâlnești intermediari. Și știți vorba aia românească, că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. De ce? Pentru că oamenii au plecat de la legătura aceea directă cu Dumnezeu și și-au pus încrederea mai mult în oameni decât în Dumnezeu. Mai mult decât atât, au înlocuit tot ce avea legătură cu Dumnezeu sau cel puțin l-au dat pe Dumnezeu la o parte și au pus în locul lui tot ce le-a plăcut, punându-le în fața oamenilor o închinare și niște elemente care au fost impuse ca fiind voia lui Dumnezeu și închinarea la Dumnezeu. Îmi vine acum în minte un fragment din Frații Karamazov, celebrul roman al lui Dostoevski, acea parabolă a marelui închizitor, în care Ivan, acel cugetător, filozof, stă de vorbă cu Alioșa. Și chiar aș vrea să vă citesc ce spune marele închizitor, pentru că se potrivește ca mâna în mănușă cu ceea ce trăim noi astăzi în creștinism și cu ceea ce am făcut din creștinism, o religie care se simte bine fără Dumnezeu, vorbind despre Dumnezeu, o teologie în care nu mai există Dumnezeu, dar pretextul este Dumnezeu, niște slujitori care nu mai au treabă cu Dumnezeu, dar care spun că îi slujesc cu Dumnezeu, păstori care spun că îl reprezintă pe Dumnezeu și sunt slujitorii lui Dumnezeu, dar sunt șefii lui Dumnezeu. Fiți atenți ce lucruri interesante spune aici marele închizitor. Aș vrea să citesc pentru că este bob numărat ceea ce surprinde aici Dostoevski în romanul său, în care marele închizitor spune așa: vorbind cu Iisus Hristos, care în mod imaginar a fost arestat de către autoritățile bisericești, de către Inchiziție, bineînțeles aici este extraordinar modul în care Dostoevski a reușit să-i pună și pe comuniști sau, eu știu, regimurile totalitare sau ateiste în zona aceasta a luptei împotriva lui Dumnezeu, i-a pus sub mantia bisericii ca să se protejeze oarecum, însă ori vorbești despre ateism, ori vorbești despre o biserică în care Dumnezeu a fost alungat, până la urmă e același lucru, ba chiar este mai grav. Fiți atenți ce spune marele închizitor în dialog cu Hristos. Lucrarea lui Hristos, îi spune marele închizitor acestuia, este contrară viziunii bisericii. Și aș vrea să vă aprindeți un pic așa senzorii de alarmă. Oare nu cumva multe din aspectele lucrării bisericii îl deranjează pe Dumnezeu sau invers? Nu cumva multe aspecte din lucrarea pe care vrea să o facem Dumnezeu ne deranjează pe noi ca biserică? Este impresionant, da? Lucrarea lui Hristos, îi spune marele închizitor acestuia, este contrară viziunii bisericii. Rezistând ispitelor întinse de Satana, fiți atenți, Hristos a introdus în lume ideea libertății credinței, a liberei voințe. Și cei cu asta vor zice unii? Hei, el a judecat totuși greșit natura umană, îi dă lecții lui Dumnezeu. Umanitatea, îi atrage atenția marele închizitor, nu poate fi nici când liberă, întrucât este slabă, vicioasă, lipsită de valoare și răzvrătită. Vino la noi că te rezolvăm noi. Să-ți vindem în bazar ceea ce ne place. Apoi, zice mai departe, că umanitatea nu poate nici când să fie liberă, întrucât este slabă, vicioasă, lipsită de valoare și răzvrătită. Liberul arbitru este distrugător, o povară imposibil de purtat de către omenire. Ai uitat, se vede că omul preferă liniștea și chiar moartea în locul libertății de a alege între bine și rău, îi reproșează marele închizitor lui Hristos. Fiindcă
conchide el. Nu există nimic mai ademenitor pentru el decât libertatea conștiinței, dar în același timp nu există ceva mai cumplit. Este profetic ce spune aici Dostoievski, ce surprinde în această parabolă. Prin dăruirea către oameni a libertății de a alege, Hristos a exclus majoritatea umanității de la mântuire și a condamnat-o la suferință. Era cu mult mai bine, susține Marele Inchizitor, dacă Hristos ar fi dat oamenilor siguranță, nu libertate. Și o să subliniem câteva lucruri mai încolo puțin. Cei prea slabi pentru a-L urma pe Hristos pot fi hărăziți iadului, dar cel puțin ar fi găsit în acest fel fericire și siguranță pe pământ, în loc să fie siliți să poarte povara imposibilă a libertății morale. Biserica a corectat lucrarea ta, îi spune Marele Inchizitor lui Hristos, luând de la oameni libertatea de a alege și înlocuind-o cu siguranță, înrădăcinând viața umană nu în libertate, ci într-un miracol, taină și autoritate. E grozav ce spune aici. Dacă stăm să medităm, am putea să medităm, cred că, o lună la ceea ce surprinde Dostoievski în câteva paragrafe. Dialogul acesta imaginar a fost și este o realitate în ceea ce privește experiența oamenilor cu biserica. Hristos a venit să le elibereze spiritul și gândirea și marile închizitori îi reproșează, dar de ce ai venit tu să faci treaba asta? Pentru că tu ne deranjezi pe noi. Oamenii n-au nevoie de libertate, oamenii au nevoie de siguranță. Vă aduceți aminte care era și marele dicton în perioada pandemiei? Păi, dar nu avem noi nevoie de libertate, avem nevoie de siguranță. Siguranță și în biserică avem nevoie de siguranță. Nu trebuie să gândești prea mult, trebuie să fii în siguranță. Nu trebuie să vrei să schimbi lucrurile, să ai o experiență vie cu Dumnezeu. Important este să te simți acolo într-un sistem, să fii agreat și să faci ceea ce ți se spune. Și nu ai cum să faci prea multe observații, pentru că totul este minune, totul este miracol, totul este taină, totul este autoritate. Da. Dacă ne luăm puțin timp ca să respirăm, ne dăm seama cât de mult a pus stăpânire pe noi și pe inima noastră și pe gândirea noastră acest fel de gândire, în care oamenii i-au furat dreptul lui Dumnezeu de a le da libertatea oamenilor și au pus în locul acestei libertăți tot felul de surogate, astfel încât oamenii să se simtă în siguranță. Nu la salus extra ecclesia. Niciun fel de mântuire nu există în afara bisericii. Însă biserica, așa cum a fost redefinită de-a lungul timpului, în cele mai multe aspecte, nu mai are de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu. Însă, nu înseamnă că toți cei care sunt în biserică și fac parte din biserică nu pot avea o experiență mântuitoare, dar de multe ori, în spatele dogmelor, în spatele voiei lui Dumnezeu, în spatele Scripturii, în spatele unor principii corecte enunțate în Scriptură, unii vor pune mâna pe ele și vor zice, na, stai așa că aici ești la bazar. Aici ești la bazar și dacă vrei să ai parte de ele, adă bănuțul, adă respectul, adă teama, pentru că altfel nu poți pune mâna pe ele. Dacă mergem în istoria biblică, aș vrea să vedem, oare la ce biserică am mers noi? Așa, pentru curiozitate, sute de ani, la ce biserică am mers noi? Și culmea că a avut o legătură cu Dumnezeu. Dacă e să ne gândim la omul pe care Dumnezeu l-a răpit
de pe pământ la cer, la Enoch, la ce biserică a mers? Și a umblat 300 de ani cu Dumnezeu și a născut fii și fiice. Și asta nu l-a împiedicat să fie aproape de Dumnezeu. Vor sări unii mai tradiționaliști așa și mai bisericoși din toate bisericii. O, cum? Vorbești împotriva bisericii. Vreau să fiți atenți la ceea ce spun și să nu vă grăbiți la concluzii pripite. Pentru că relația cu Dumnezeu are de-a face cu mine și cu El în primul rând. Iar biserica, așa cum a gândit-o Dumnezeu, nu este altceva, sau cel puțin n-ar trebui să fie, decât o părtășie a oamenilor care au această experiență cu Dumnezeu. Nu care pretind că o au, nu care se ascund în spatele unor elemente bisericești, spunând că ei sunt slujitorii lui Dumnezeu, când de fapt au exact atitudinea marelui închizitor, dar sunt mai lași și mai nemernici. Știți de ce? Pentru că ăsta o spune pe față. Și aici nu-i vorba doar de Biserica Romană, ci de toate bisericile, dragii mei, pentru că am tras cu mitraliera mult în ei. Nu este vorba de o biserică, ci de toate bisericile, în care, pur și simplu, oamenii îl dau la o parte pe Dumnezeu și pun acolo tot felul de lucruri. Însă Dumnezeu lipsește. Măcar îl recunoaște. Te-am dat la o parte pentru că biserica este mai importantă pentru mine decât ceea ce spui tu. Și controlul asupra oamenilor este mai important decât voia ta. Însă ceilalți nu recunosc acest lucru. Voia Domnului, cuvântul Domnului, Domnul spune și de fapt El spune și vrea și impune lucrurile respective. Nu Domnul, n-are nicio legătură. Am vorbit despre noi, am vorbit despre Enoch, vorbim și despre Avram. La ce biserică s-a dus Avram? Isaac, Iacov, toți patriarhii. Până când s-a înființat templul, oamenii nu au fost într-o biserică. După aceea s-a înființat cortul întâlnirii și oamenii s-au dus acolo. După aceea s-a clădit templul și oamenii s-au dus acolo. Dar știți ce este interesant? Că la un moment dat Dumnezeu spune în Isaia că s-a săturat și de sabatele lor, nu pentru că sabatele nu sunt sfinte, pentru că unii trag și concluzia asta, ci de modul în care au ajuns să interpreteze și să păzească sabatul lui Dumnezeu. Nu mai era nimic sfânt acolo, pentru că nelegiuirea era amestecată cu sărbătoarea. De aceea, spune în cartea lui Isaia, capitolul 1, cu versetul 13 și 15, până la 15. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Venim să ne închinăm lui Dumnezeu și vorba cuiva, frate, frate, da bătai la spate. Cuțitul, brișca, puneți dumneavoastră, vorbele, bârfele și așa mai departe. Și zâmbește frumos fățarnicul la ușă și zice, pacea Domnului, noi în stare să te mănânce în dinți. Și atât atrage cu dinții să fie acolo, că asta îl validează. Și Dumnezeu, mi-e scârbă, nu mai vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Imediat ne gândim despre cine este vorba. Despre bisericile noastre, dragii mei, în care lucrurile astea se întâmplă și suntem atât de senini
și de zâmbitori, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și în spate sunt cele mai mărșave lucruri care îl ucid pe Hristos. Imaginea aceea, să știți că nu este deloc mitologică și nu este doar o parabolă, pentru că noi în biserici am transformat-o în cea mai cruntă realitate. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos, înainte de patima sa, a vrut să meargă la templu și să-l curățească. De ce? Și de cine? De toate șmecheriile de la templu și de toți impostorii cu cele mai înalte grade. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 11, începând la versetul 12, cuvântul spune așa: a doua zi după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. A ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea: oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari? Preoții cei mai de seamă, fiți atenți. Și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau să-l omoare, căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Foarte profund pasajul acesta. Și credem că este vorba doar despre evrei. Despre evreii care l-au răstignit pe Hristos. Fai, ce oameni fără inimă! Și judecăm și am judecat noi creștinii tot timpul că ei l-au răstignit pe Hristos. Și noi facem lucrul ăsta în fiecare zi, în fiecare sabat, în fiecare duminică și la fiecare servici divin. Ce frumos arăta bazarul acela la templu. Porumbei, miei, schimb valutar. Cumpărau de toate, inclusiv funcții. Și în momentul în care Iisus a venit să pună exact punctul pe ei, au fost deranjați, dar nu doar deranjați, ci au vrut să-l omoare pe Hristos. Mi-a fost întotdeauna atâta de lehamite de tot ceea ce înseamnă goana după funcții în biserici. Și cu toate că sunt în apropiere astfel de lucrări elective, aș putea să le spun foarte clar politico-elective, și dacă am fi sincer, mai bine am face campanie electorală pe față în biserici, pentru că lucrurile astea nu doar că sunt politice, le-au depășit pe cele politice. Măcar aia fac lucrurile pe față. Își fac campanie, pun afișe, se murdăresc unii pe alții în față, da, își aruncă tot felul de procese, de elemente prin care să se acuze unii pe alții ca să nu intre, să piardă încrederea electoratului. Însă noi spunem că ne rugăm lui Dumnezeu stăruitor, punem binecuvântarea lui Dumnezeu peste toate șmecheriile noastre și încercăm să spunem că a și fost voia Domnului la toate telefoanele, la toate sforile pe care le-am tras și la toate tâlhăriile acestea duhovnicești. Și spunem că este voia lui Dumnezeu.
Exact cum citim aici. Vindeau, cumpărau și târguiau absolut orice. Și când a intrat Hristos acolo și a văzut că unde făceau comerț, în curtea neamurilor, era o singură curte unde puteau să vină și oamenii aia să se închine lui Dumnezeu, să vadă templu, pentru că în celelalte n-aveau loc de sfinți. Era curtea neamurilor, curtea femeilor și curtea bărbaților. În alealte două n-aveau acces. Doar aici. Și unde să pui talciocul și bazarul? Acolo! Oare nu este scris: casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Peșteri de tâlhari, în care se vânde toate, dar din care lipsește Dumnezeu. Și dacă cumva apare Dumnezeu, sau cineva care vrea să-i slujească lui Dumnezeu, este dat afară, în mod elegant sau mai brutal, pentru că locul lui nu este acolo. Nici al lui Dumnezeu, nici al omului care vrea într-adevăr să crească din punct de vedere spiritual. Hristos lipsește de acolo. Și dacă vine pe acolo, n-are loc mult timp, pentru că ăștia sunt imediat să pună mâna, îl dau afară și toate lucrurile revin la început, la vechea credință și la vechile obiceiuri. Cine se abate de la ele nu-i slujește lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este plecat de acolo. Înțelegeți ce vreau să spun? Vorbesc despre realități, nu despre povești. Și Hristos a vrut să facă ordine acolo. I-a scos afară pe toți cei ce vindeau porumbei și schimbau bani. Dar știți cine au fost cei mai deranjați? Preoții cei mai de seamă și cărturarii. Când au auzit cuvintele acestea, căutau să-l omoare, căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Vă aduceți aminte ce spunea Marele Inchizitor? Ai făcut o mare greșeală, pentru că prin lipsa ta de păcat i-ai învățat pe oameni că pot să fie liberi. Lucru foarte periculos pentru cei care vor să pună stăpânire pe sufletele oamenilor și să-i țină acolo, să-i sperie în toate felurile și să le spună: puteți să faceți absolut orice atâta vreme cât dați bănuțul și ne dați ascultare. N-aveți nicio problemă. Cerul e deschis pentru voi. Însă în momentul când vă atingeți de puterea noastră și de bănuții noștri, atunci lucrurile pot să capete turnuri foarte neprietenoase. Ai făcut o mare greșeală, că ai eliberat conștiința umană și ai învățat pe oameni că pot să fie liberi. Dar de ce să fie liberi? Pentru că este periculos. Și oamenii se tem de libertate. Într-adevăr că se tem. Dacă îi anatemizează cineva și pune persecuția bisericească pe ei, toți încep să stea liniștiți, să-și vadă de treabă. Știu că nu funcționează, știu că nu merg anumite lucruri, știu că sunt în neregulă, dar dacă așa s-a pomenit și dacă asta este voia bisericii și implicit a lui Dumnezeu, și imediat apare suprapunerea, voia bisericii, voia lui Dumnezeu. Ca să nu fiu eu rău, vă rog, mergeți acasă, să nu dați vina pe mine și pe nimeni. Și luați Biblia și spuneți-mi câte lucruri din cele care se petrec în biserica dumneavoastră le găsiți aici. Da? Ați înțeles? Inclusiv reguli, regulamente, tot felul de lucruri care țin de cu totul și cu totul altceva. Pentru că Hristos, inclusiv în perioada în care a instituit templul, nu și-a dorit sub nicio formă ca oamenii să înlocuiască voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu cu scornel de ale lor. Dar s-a întâmplat. Și când s-a întâmplat, le-a acuzat. Și când le-a acuzat, căutau să-l omoare. Și dacă au făcut lucrul ăsta cu el de față, credeți că în lipsa lui
toți acei doritori de manipulare și putere și control sunt mai blânzi și mai puțin incisivi și mai puțin dornici de a controla? No. Cu atât mai mult. Dacă atunci când era Hristos de față aveau tupeul și obrăznicia aceasta, în lipsa lui s-au găsit atâția vestitori și atâția prescriptori de mântuire și atâția eliberatori și atâția mesia și atâția făuritori de vise, că nu mai știi care este voia lui Dumnezeu și care este voia oamenilor. Însă întâlnești mai mult voia oamenilor despre care ți se spune că este voia lui Dumnezeu. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, ca marele închizitor, dar măcar ăla și-o asuma. Ăștia nu și-asumă nimic. Se ascund în spatele spiritualității acelea palide și stau cu texte biblice și cu rugăciuni de n-ai văzut din alea și pe la spate tic, 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 te croșetează așa. Și nu știi de unde ți se trage. De la sfinți. Din biserică. Toate se trag de acolo. Dar n-au putere să recunoască. În momentul în care sunt înfruntați în față, toți devin mielușii. Dar nu noi, comitetul. Când am auzit devierea asta ca la biliard, știți? Dai într-o mantă să meargă într-o pungă de aceea mingea sau bila sau să se ducă în altă mantă. Nu noi, comitetul. Și comitetul din cine este format? Și din el, bineînțeles, dar poate că a fost vocea promotoare acolo. Nu noi, altcineva. Observați că și preoții aceștia mai de seamă nu ieșeau în față. Trimiteau pe ăștia mai proști, mai fără minte, mai săraci cu duhul, care nu prea aveau multe de pierdut. Du-te și zi asta, atât să le aveți, ce zice? Care-i părerea lui despre? Și veneau și spuneau și ăștia stăteau în umbră să prindă ceva, să vadă ce ar putea face, să prindă și direct să sară pe el, nu mai dezbateri, că în felul ăsta s-ar fi dat pe față ceea ce era în sufletul lor. Nu aveau voie să vină la lumină, din întuneric, totul din întuneric, din umbră. Căutau să-l omoare. Pe cine? Pe Hristos. Pentru că așa este în bazarul acesta bisericesc. Totul este nascuns, este misterios. Rugăciuni, voia Domnului, minuni. Și când iei așa tare taurul de coarne sau... Nu, stai, acum, dar nu, eu, nu! Și de cine îndrăznește să se atingă de acei oameni care slujesc pe Dumnezeu? Da? Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. De ce? Pentru că n-avea loc de oamenii care slujesc pe Dumnezeu. Mi-ar da mult de gândit cuvintele acestea. În orice biserică am fi, seara Iisus ieșea afară din cetate. De ce? Pentru că viața lui era în pericol. În pericol de a fi omorât de oamenii care îl slujeau pe Dumnezeu. Așa este. Așa este în bazarul religios. Dacă mergem în Cartea Faptele Apostolilor și vedem ce a însemnat biserica la început, aș vrea să înțelegeți că nimic sau aproape nimic din ceea ce există în decorul religios de astăzi nu a fost în Biserica Apostolică. Așa ca pretext, da, apar multe elemente. Noi am luat ceva și am zis, nu, asta duce acolo. Da, ok, bun. Asta duce dincolo. Asta ar fi bine să o punem și pe asta pentru că. Însă, dacă suntem sinceri cu noi înșine, foarte multe aspecte care apar în bisericile noastre n-au niciun suport biblic.
alegerile erau făcute pe baza darurilor date de Duhul Sfânt și doar prin rugăciune sau tragere la sorți. Da? Nu comitete, comiția în care sucești de capă fiecare și poți să iasă ce vrei tu. Știți, telefoane din alea, furci, bârfe, săptămâni întregi de neliniști și după aia punem rugăciunea și gata, le-am binecuvântat pe toate. Nu, nu o să găsiți așa ceva. A, vorbiți de cununii și de... Nu, în afară de botez. Niciunul din toate aceste elemente pe care biserica le-a inventat de-a lungul timpului ca să pună mâna pe oameni și pe sufletele lor și pe conștiințele lor, nu se găsește aici. Și atunci despre ce vorbim, dragii mei? Ce apărăm? Ce creștinism? Ce biserică? Ce credință dată sfinților odată pentru totdeauna avem noi în minte? Pentru că majoritatea lucrurilor acestora sunt din alt film. Exact cum Hristos nu se potrivea absolut deloc în contextul lucrării marelui inchizitor. N-avea nicio treabă, îl deranja chiar. Dacă citim cartea Faptele Apostolilor, o să vedem că biserica era o mișcare condusă de Duhul Sfânt la propriu, nu la figurat. O mișcare a cărei interes și a cărei misiune nu era altceva decât vestirea cuvântului lui Dumnezeu. O să vedeți tot felul de mișcări de felul ăsta. Păi, slujim pe Dumnezeu. Urmăriți, vă rog, linia banilor. Și atunci o să vă dați singuri răspunsurile. Câți bani se învârt acolo? Și o să vedeți de ce există atâta zel și atâta ardoare de a sluji pe Dumnezeu. Exact cum era și la marii preoți. Cei din tâi creștini, oare cum or fi arătat cei din tâi creștini? Cei ce au primit propovăduirea lui, adică cuvântului sau lui Petru, au fost botezați și nu în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Dar nu din ăștia așa care vin numai la spectacol, ci chiar oamenii ăștia au fost străpunși în inimă de cuvânt, pentru că Petru nu le-a predicat baliverne, povestiri, snoave, tot felul de lucruri interesante, ci le-a spus, mă, voi l-ați răstignit pe Hristos și trebuie să vă pocăiți, să vă întoarceți la Hristos, să-L primiți pe Hristos ca să fiți mântuiți. Pentru că nu există nimeni, niciun nume mântuire, decât în numele lui Iisus Hristos. Și oamenii care s-au pocăit atunci spune că stăruiau în învățătura apostolilor în legătura frățească și că frați. Pe bune? Mai suntem frați? Hai să fim serioși. Că te duci și te simți așa într-o masă de străini și să nu credeți că sunt frustrat, că nu sunt absolut deloc frustrat, vorbesc realități. Că pot să mă închin și acasă foarte liniștit cu familia și nu duc lipsă de nicio frăție de felul ăsta în care să mă duc să văd zâmbete fățarnice și să mă pupe, să mă iau în brațe și ce, câtă iubire e la noi în biserică. Serios? Stăruiau în legătura frățească. Se mai stăruie în legătura frățească? În învățătura apostolilor? În frângerea pâinii? În rugăciuni? Fiecare era plin de frică. Ce frică, frate? De unde frică? Frică de Dumnezeu? Frică de pedeapsa lui Dumnezeu? Teamă de... Dar nu mai există așa ceva. Oportunismul a ajuns ca un cancer peste tot. Și a început să roadă, să mănânce toate bisericile. Și oriunde apare Hristos, apare o neliniște, o agitație, pentru că îi scoate pe oameni din acea liniște a compromisului. Stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frăcească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște.
Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Aha. Deci nu se centralizau nicăieri, nu mergeau nicăieri, nu existau tot felul de cenzori și de... Nu, dragii mei, nu existau. Nu existau. Și toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Deci ei erau o comunitate iubitoare, necoruptă, în care Dumnezeu își manifesta dragostea și prin care Duhul Sfânt lucra și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Nu tu campanii, nu tu publicitate, nu tu nimic din genul ăsta de evangelizare agresivă cu sabia sau cu orice mijloace ca să câștigi adepți, să-ți aducă bani în trezorerie. Sesizați nuanța? Da, e nevoie de bani în lucrarea lui Dumnezeu, însă nevoia asta de bani în lucrarea lui Dumnezeu a devenit un scop. Și câștigarea de suflete a trecut pe planul 2 și întreținerea unor aparate stufoase a devenit prioritate și a fost suprapusă cu lucrarea lui Dumnezeu. Bazarurile și peșterile de tâlhari sunt peste tot. Dacă au avut curaj în vremea lui Hristos să facă lucrul ăsta, cum n-ar avea curaj și astăzi? Dacă vreți să vedeți modelul acesta al lui Dumnezeu, citiți mai des Cartea Faptele Apostolilor, pe care o aveți la îndemână, ca să ne putem întoarce din nou la simplitatea aceea închinării. N-ai nevoie în închinare de nimeni și de nimic. Hristos și Dumnezeu sunt suficienți. Sute de ani, mii de ani, oamenii n-au avut nevoie de nicio biserică. Nici astăzi nu au, dacă vorbim de esență. A, că ne întâlnim, cântăm, facem servicii divine, da, e un lucru bun, e foarte frumos. Dar să nu-mi vină să mă condiționeze, a, dacă nu faci așa, păi gata, ești împotriva lui Dumnezeu. Cine spune asta? Dumnezeu este Cel ce stabilește regulile. Nu niște oameni care spun ce ar vrea ei să spună Dumnezeu. În bazar, da, fiecare se târguie acolo, da, mai lași tu, mai pun eu, dar nu, la Dumnezeu nu merge așa. Și a fi numit într-o anumită poziție nu înseamnă că ești și numit de Dumnezeu. Ești cel mult îngăduit, tolerat de Dumnezeu. Însă, cât de mult confundă oamenii aceste bazaruri bisericești cu biserica spirituală a lui Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, era un frate care e acum bine mersip în diaspora, nu îi spun numele că nu e frumos, care spunea prin nevastă sa altora, păi ce altceva poate să fie mai de dorit pentru un pastor decât să ajungă la Uniune? Păi dacă nu ajunge într-o viață de pastor, înseamnă că e ratat. N-aș vrea să merg cu concluziile mai departe. Aș lăsa întrebarea asta retorică să facă ecou în mințile voastre. Acum e bine în diaspora. Însă, ce altceva își poate dori un pastor decât să-și destupe mintea, să se formeze, să studieze, să vină în legătură cu oamenii, să exploreze și alte domenii de studiu,
să știe să facă și altceva pe lângă asta? Nu? Ce ar putea oare să facă un pastor pe lângă asta? Să răvnească la niște scăunele și să-și dorească să țină cu dinții de ele până la pensie și să vină să țină ție predici și să spună că nicăieri nu s-a simțit mai bine ca în district. Deci când aud din astea, pur și simplu, mi se taie inima. Că nu crede sub nicio formă ceea ce spune acolo. Și drept dovadă este că nu mai pleacă de acolo 5, 10, 15, 20, 30 de ani. Că tot acolo l-a chemat Domnul. Și când e să cadă de acolo, trebuie să cadă tot pe moale. Căde, fratele vine de la uniune sau de la conferință. Și ar fi periculos să-și rupă oșcioarele prin niște râpi de districte din astea, așa cu drumuri sparte și comunități izolate, cu puțini tineri, cu bătrâni, nu? Cum să-l trimiți pe fratele de la uniune sau de la conferință într-un astfel de district? Ar fi păcat de la Dumnezeu. După toată experiența acumulată, ani la rând, trimite-l, Domnule, într-o biserică de oraș, dar nu mai sunt, că sunt acolo ca albinele. Și e luptă mare ca să faci voia lui Dumnezeu, să ajungi unde te cheamă Dumnezeu, unde îți place mai mult. Asta este realitatea, dragii mei. Și sunt convins că n-aveți cum să mă contraziceți. Și nu vorbesc ca un cârcotaș, ci vorbesc ca unul care văd ce se întâmplă. Și aș vrea ca lucrurile să stea altfel, dar nu stau altfel. Și atunci mă întorc la Cuvântul lui Dumnezeu, mă uit la patriarhi, mă uit la vremea Domnului Hristos, mă uit la Biserica Apostolică, apoi mă uit și în Cartea Apocalipsei, la Biserica Biruitoare, care iarăși nu seamănă deloc cu ceea ce am fost noi obișnuiți să credem, cu triumfalismul acela, că biserica va face, va drege. Nu, stați să vedem despre ce biserică este vorba acolo. În capitolul 12 este vorba de o biserică în care oamenii se sacrifică pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui. Și în versetul 11, și cu aceasta aș vrea să închei și să luați la suflet gândul acesta, se spune că ei L-au iubit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. În bazar nu se sacrifică nimeni. Acolo se bat, se fură, încearcă să se fenteze unul pe altul. Așa cum se întâmplă și în multe, multe biserici. Dar vreau să vă spun că biserica adevărată nu este bazar. Nu este nici peșteră de tâlhari, ci este trupul lui Hristos condus de Duhul Sfânt.